Cronicile Shaolin. Războinici Shaolin, sunteți gata să vă înfundați în întunericul etern? Ping pong, nu uita, vom spulbera râul cu o rachetă. În formație Shaolin! Ping pong, distruge-i pe Shaolin! Oficializeze relația noastră pe Facebook. Mi-a ignorat cererea. În curând, detectobotul meu Shengongu o va scoate din circulație pe umbră. Deci, poți găsi Shengongu, dar habar nu ai ce poate să facă. Ai nevoie de mine, Jack. Fii prieten cu mine. Inelul Katsumi! Nu e frumos, dar aș spune că podeaua e așa curată. Una s-a dus, mai 99 de sarcini de îndeplinit. Hai, hai! Sunt războinic Shogo! N-am sarcini pe pâine! Ce Tokyo fanatic! Deci, a fi începător presupune, în mare parte, să lustruiești căpățâna maestrului. Bine, la semnalul meu! Maestre Pong! Știi și acum ce mă face fericit? Hei, Ping Pong! Ai omis o porțiune pe tâmpla stângă! Așa! Maestrul Pong e foarte dechisit! E frumos! Să fii chel! Ce trebuie să mai facă războinic Shoc începător? Oh, există antrenamente speciale! Vei ști când va fi timpul! Deocamdată am o listă kilometrică de sarcini pe care o să o pregătesc pentru aniversarea mea cu maestrul Fung! Îți voi da toate degetele mele! Bombonica trebuie eliminată. Va crește puterea călugărilor. Acum e momentul să atacăm. De ce, stăpâne? Ești atât de preocupat de mica boabă? Ping Pong e viguros. N-are orgoliu. Nu poate fi exploatat. Singurul mod de a-l distruge este să-l lași să se autodistrugă. Te prinzi puțin prea repede. Fă, ciudat-o! Fă! Adu-l la mine! Te rog, nu-mi strica freza! Bună, Chase! Nu ne-am mai văzut de mult! Ai fost pe la sală? Uite oferta mea de pace, pot pleca acum? Ah, inelul Katsumi! Iubire! Nu mă las, am nimic niciodată! Te rog, lasă-mă să plec! Sau cel puțin nu mă ține aici! Inelul Katsumi, exact ce-mi trebuie. Dojo! Arăți destul de bine azi! Da, mulțumesc, maestre Fung! Dacă-mi permiți, căpățâna nu ți-a fost nici când mai strălucitoare! Ce drăguț!
Ce cauți tu aici? Nu sunt complet îmbrăcat, știi? Sunt încântată că vei fi din nou împreună cu iubitul tău, maestru Fung. Iată cadoul meu pentru tine. Oh, vai de mine! E cel mai frumos inel! Willow? Dojo, masajul tău cu coadă este sarcina mea numărul 99. Ia uite-te la inelul meu, Katsumi! Inelul ăsta are capacitatea de a se multiplica în alte 9 exemplare! Este exact ce-mi trebuie pentru a îndeplini toate sarcinile înainte de vizita maestrului Fung! Dacă aș fi 9 exemplare, aș putea termina toate sarcinile până la răsărit și aș avea timp de antrenament! Inelul Katsumi! Stai ușor! Asta n-a fost aici mai devreme! E un astrodom cu aspect antic! Să întoarcem bolovanul ăsta și să-l cercetăm! Întoarceți piatra asta! Complet. Ce mulți ping-pong! Ce se întâmplă cu prăpăditul ăla mic? Hei, copii! L-a văzut cineva pe ping-pong? Nu-l găsesc! Simt miros de... fum! Ceva miroase mai urât ca un zgonx mort. Planul meu funcționează. Bănuiesc că ar trebui să-i strângem pe prăpădiții ăștia mici înainte să se transforme în bețele. Șocoastro! Mișcarea asta! Unde mi-a fost capul? Jocul Jupiter, pământ! Locul cu torbile! Jocul de bun, apă! Apă! El e... adu-l la mine! Dojo, știi ce s-a întâmplat cu Ping Pong? Poate a folosit inelul Katsumi pentru a se multiplica? Ziceam și eu. De unde e inelul ăsta, Dojo? Frate Abi, te-am dezamăgit! Te-am dezamăgit! N-am putut îndeplini toate sarcinile! Tu ești de vină! Ai fost prea sever cu Ping Pong! Noi toți am fost! Scuze, Ping Pong! Vina noastră! Să adunăm vitele înainte să se împrăștie aiurea! Ne gândim la restul mai târziu! Să-l salvăm pe Ping Pong! Inelul Katsumi! Mersi, Boku! Fratele Obi și războinici vei, Shoku! E fantastic să fie doar unul ca mine! Mă mănâncă peste tot! Yay! Ping Pong s-a întors! S-a fost micuțul! Și a revenit! Sper că micuțul e bine! Nu am nevoie de sucul vostru malefic! Nobilul meu, Ping Pong,
Siguranța fraților tăi călugări Dojo și maestrul Fung e în mâinile tale. Dacă îl transform pe Dojo în pulbere, asta va crește puterea supei Lao Manglong. Te poți întoarce la templu pe loc, fără vreo zgârietură, dacă bei asta. Ce putere brută! Amice? Nu sunt foarte sigur, dar simt că se va întâmpla ceva foarte rău. Cu mine! Încă un ping-pong? Ce e asta? Închideți-mă! Închideți-mă! Inelul Katsumi! Ce se întâmplă? Mă mulțumesc, frații mei, războiul Shoku! Mă fac praf popolailor! Sunteți prietenii mei! O să vă doresc să nu mă fi întâlnit niciodată! Vă voi îndeplini toate sarcinile! Bună! Eu sunt un războinic Shoku cebătar! Oh, nu! Ping pong e... Lăsați-mă să ies sau o să vă mănânc degetele! Și urechile! Și părul din cap! Sau fără păr! Sărmanul ping pong, ești bine? Am avut și zile mai bune. Nu uita că nu trebuie să mă lăsați să ies din cușca asta. Oricât de drăguț aș părea. Bine? Ai cuvântul meu. Frate Omi, ești eroul meu. Serios? Ha! Te-am păcălit! Ești cel mai naiv călugăr din lume! Ești foarte și red când ești rău. Omi, spune-mi de ce mă ții închis aici. Ursule, ești chiar tu? Loialul meu, Dojo, arăți bine. Mi-ai lipsit de-a lungul călătoriei. Deschideți, deschideți, eliberați-l pe maestru Fung. Veveriță fioroasă! Potrivit documentului, dacă nu-l readucem pe ping-pong la starea lui inițială până mâine la apus, va fi pierdut pentru următorii 1500 de ani, aproximativ. Până ne dăm seama ce ar trebui să facem, cred că unul din noi ar trebui să-l supravegheze permanent. Ping-pong, unde ești? Bonjour, Omi! Excuse-mă! Trebuie să plec de aici și să răspundez greul! Ping-pong! Vino înapoi! Deschideți cușca! Ping-pong a fugit! Wow! Ping-pong arată la fel ca Omi! Eu sunt Omi! Mai Omi decât Omi! Micuțul ăsta vorbește exact ca Omi! Eu nu vorbesc ca el! Vorbesc ca mine! Pot să spun indirect că eu sunt Omi! Direct! Și sunt propriul meu martor urechiar! Martor ocular! Hei! Chiar e Omi! Mi-e teamă că am făcut o greșeală greșeluță!
I-am dat drumul lui ping-pong. Da, simt o nouă alarmă, Shengong-gu! E săltărețul Shengong-gu! Îți permite să sari peste orice obiect! Cam jalnic. Poate că ping-pong e un ciudățel, dar tot atras o să fie la vederea Shengong-gu. Dojo, să mergem! Să mergem? Și dacă apare maestrul Fung în timp ce noi suntem la vânătoare U? Oh, lasă-mă o secundă! Trebuie să dau o fugă în camera draconului! Inelul Katsumi! Bine, băieți, fiți cu ochii la fermă cât lipsesc! Oh, și salutați-l pe bătrânul ochi albaștri din partea mea! Uite! Săltărețul e al meu! Nu așa repede, războinicii mei, Shoku! Se pare că va trebui să luptăm pentru el! Te provoc la o confruntare, Shaolin! Ping-pong, prinde! Folosește Shengong-gu-ul meu! Îți mulțumesc, frate Obi! Un la bătaie orbită torpedo în schimbul eliberării corpului meu de elementul tău malefic! De acord? Accept provocarea! Îmi voi folosi cool! Gong-i Tanpai! Funcționat perfect, nu-i așa? Lasă-mă! Ochi albaștri! Am venit!
probabil că a adormit. Ce flăcări albastre! Dojo! Ce-i asta? E de la ochii albaștri. A zis că n-a vrut să mă trezească și mi-a lăsat în schimb un cadou. Maestre Fung, am fost absolut convins că veți veni. E cea mai frumoasă aniversare pe care am avut-o, chiar dacă eu n-am fost acolo. Echipa tehnică, Ovidiu Mitrică și Adrian Venete. Dublajul a fost realizat de SDI Media în studiourile Fast Production Film.